Credincioșii parohiei Sfinții, trei ierarhi din cartierul parizian, la Courneuve, au primit zilele acestea vizita preasfințitului părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit în această dimineață Sfânta Liturghie și a vorbit în Cuvântul de învățătură despre înțelesurile Sfintei Cruci. Numai prin cruce putem să ne ridicăm la cer. Crucea devine scară către cer, scump frate și scumpă soră. și așa cum v-am spus adineauri, numai prin cruce putem să dobândim raiul, așa cum l-a dobândit în lacrimi de pocăință și îndreptare și tâlharul cel de-a dreapta, care s-a pocăit și în ultima clipă a vieții sale a strigat cu o sârde către Domnul, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într un împărăția asta. Și Domnul a deschis raiul cu el, acest tâlhar a devenit și tâlhar al Raiului, așa cum noi înșine trebuie să devenim tâlhari ai Raiului. Și a deschis poarta Raiului cu acest om păcătos, nu cu un drept, ci cu acest tâlhar notori. Acesta a devenit primul cetățean al Raiului și noi, asemenea lui, trebuie să spunem în toată vremea și în tot locul, Doamne, pomenește-mă într-un părăția și ajută-mă, Doamne, să devin și eu, asemenea tâlharului de pe cruce, cetățean al Raiului. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Macarie i-a oferit părintelui paroh Mircea Filip, crucea Nordului, cea mai înaltă distinție a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. De asemenea, din partea comunității, ierarhul a primit în dar o bederniță. Episcopul românilor ortodoxi din ținuturile Scandinaviei a susținut aseară în Biserica Parohiei, în prezența în al preasfințitului Părinte Iosif, conferința intitulată Crucea Tânărului în ziua de azi. Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale i-a acordat cu acest prilej preasfințitului Părinte Macarie Ordinul Mitropolit Visarion Puiu. Preasfinția s-a ținut o prelegere, o conferință către tineri și mai puțin tineri, părinții tinerilor, crucea tânărului de azi. Un subiect atât de actual într-o lume în care drogurile, sexualizarea, și toate rețelele blochează mintea, sufletele și trupurile tinerilor noștri. Preasfinția sa a dat și câteva soluții, a dat câteva sfaturi părinților, dar și tinerilor cum să se simtă mai liberi. Cum crucea, în ziua de astăzi, să poată fi dusă mai ușor prin Biserică și prin tainele biserice. Vizita preasfințitului părinte episcop Macarie în parohia pariziană s-a încheiat în această seară cu oficierea tainei Sfântului Maslu.